Este salutare, oameni buni! Dacă vreți să reușiți un așa aluat și niște gogoși superbi, uitați niște așa gogoși. Deci ca să vă iasă așa ceva, folosiți la aluat iaurt, făină, lapte, esență, coajă de lămâie și cu zahăr vanilat și vă pot ieși niște gogoși superbe ca în Bucovina, făcute de mama mea. Priviți ce gogoși frumoase, gogoși frumoase și gustoase. Și am mai folosit și ouă de casă, da, ca să poată ieși ceva bine. Așa arată aluatul. Aplicați un like, un share, un comentariu. Spuneți-vă ce părere aveți despre aceste gogoși superbe făcute ca la mama acasă din Bucovina. Și dacă ați făcut și voi și din ce colț al țării mă priviți și ați reușit și voi. Așa, gogoși, aluat. Ia uitați ce bine arată. Deci cam aceasta este rețeta pentru asemenea gogoși. În altă parte, poate în alte colțuri ale țării de unde mă priviți, se numesc altfel. La noi în Bucovina se numesc gogoși. Aici mai punem o porție la făcut. Ia uitați ce bine arată. Ia uitați. Arătați-le prietenilor. Dacă vă plac, trimit în țară, contra cost. Glumesc. Ia uitați. Vă trimit gratis o porție.